întârziem la școală, iar te joci cu farurile mamei. Ce de tot scarpini? Sunt gata, observi ce v-a schimbat la mine. Mi-am prins părul într-o parte, Chioaro. Și pe față ce ai? Pe față un zâmbet de milioane. Și milioane de pete roșii, tu nu te-ai văzut în oglindă? Nu, cu oglindă s-a burit de la apă caldă. Stai să mă umpl. Am și eu coșul pe burtă. Astea nu-s coșuri de șteaptă. Ne-a mușcat un păianjul în somn. Pe tine pe burtă, pe mine pe față. Normal, te-a văzut la fata și te-a confundat cu un gândac. Ei, nu te lua de fața mea, că s-a luat suficient păianjul. Cere-ți scuze. Scuze, un gândac cu un zâmbet de milioane. Ei, lasă că ți-arăt eu ție. A venit Ioară să ne ia, nu mă poți bate, ca martori. Se uită ciudat lumea la mine pe stradă, de parcă aș avea ceva pe față ca... ca Sara. Nu sunt coșuri, nu e niciun păianjen. E o epidemie de varicelă. La mulți ani și multe sănătate, că ești cea mai importantă. Mulțumesc, dar colega ta, Cornina, n-a venit încă, ia și pentru ea bomboan. La mulți ani și să fii sănătoasă! Mulțumesc, la fel, dar Ioana lipsește azi și Sara și doamna profesoară, unde sunt cu toții? Vorbești cu gura plină, nu se înțelege nimic. Termină de mestecat flarul și mai zi o dată. În școală este o epidemie de varicelă, de asta lipsesc colegii noștri și doamna profesoară. Este, mă, prof, are varicelă, toată lumea acasă! Dar directoarea a hotărât că toate orele sunt foarte importante, așa că ne va trimite un profesor care să lochească pe doamna. Și dacă ne îmbolnăvim și noi? Eu, sâmbătă, îmi serbez ziua. Nu pot să mă îmbolnăvesc tocmai acum. Stați! Nu vă apropiați de mine, că-mi dați virusul. Să păstrăm distanța între noi. Toată lumea la o lungime de braț. Vreau și eu să fac un mic anunț. Sâmbătă sunteți invitați la ziua mea. Trebuie să venim îmbrăcați cumva în nume? Da, fără bube. Stai, unde vii? Vreau să te pup, că n-am apucat încă să zic la mulți ani. Și dacă ai deja varicelă, pupă-mă în aer. Nu lipești pe obraz? Nu, că varicela se transmite și pe calea aerului. Apropiați-vă, hai, curaj! Și dacă luăm varicela unii de la alții? Dacă luăm, știți ce o să se întâmple? O să stăm frumos acasă, o să dormim până la prânz, o să stăm la calculator și nu o să avem nicio temă de făcut. Înțelegeți ce vreau să spun? Trebuie să luăm varicela. Lăsați-ne să intrăm! Nu, că suntem contagioase! Care ești acolo, Ioana? Tu ce cauți aici? M-a băgat mama în carantină ca să nu-i dau și lui frate mi varicela. Ioana, fii drăguță și deschide ușa. Vrem doar să te îmbrățișăm, pentru că suntem alături de tine în aceste clipe grele. Dacă mă îmbrățișați, sigur luați varicela. Asta și vrem, toanto, ca să scăpăm și noi de școală. Deschid odată! Fetelor, uite cum facem. Deschideți ușa, tușiți de câteva ori pe noi și vă lăsăm în pace. Nu vreau să vă am pe conștiință. Nu deschid. Am o idee. Nu trebuie să avem contactele cu ele ca să luăm boala. E suficient să intrăm în contact cu lucrurile pe care le-au atins. Corect! De exemplu, această clanță este probabil plină de varicelă. Ce faci?
mă? Te-ai îndrăgostit de ușă? Nu, pup clanța ca să iau varicelă. Păi și noi cum mai luăm varicela? Pupați-o și voi, că v-am mai lăsat puțină varicelă. Adică să pupăm clanța după tine? Scârbos! Tu de ce te speli pe dinți acum? Nu e periuța mea, e a lor. Folosesc ca să iau varicelă. Fetelor, cui trebuie să-i mulțumesc pentru varicelă? Acum e periuța roz. A fost bine-i sau sare? A lui bunica mea, periuțele noastre sunt aici. Spune că bunica ta a făcut varicelă. A făcut acum 60 de ani. E rău. Fetelor, plecați odată, că am nevoie la baie. Bine, plecăm. Pa, în sănătoșire grabnică. Mănușile de bucătărie. Atunci dă-mi-le jos. Promit că o să mă scarpin doar odată. Maxim de vreo 200 de ori. Nu, pentru că tu te scarpi ca sălbatica și spaci hăni. Vrei să îți rămână semne? Da, orice, numai să scapi de mâncărime. Vorbesc cu Iostina și Narcisa pe Messenger. A luat și ele varicelă până la urmă. Narcisa zice că are bube și în gură. Te l-a pupat clanța, așa-i trebuie. Lăsați-mă și pe mine să le scriu cum mă chinuiți cu mănușile astea. B, R, T, E, J, I, V, G, O, H. În ce limbă scrii tu acolo? Oprește-te! Nu vezi că nu poți să faci nimic cu mănușile de bucătărie? Ai reușit să închizi Messenger-ul. Bravo! Oare Anastasia și Elena ori fi luat și ele varicelă? Oho, sunt sigură că au o formă gravă, cu febră mare, care le ține la pat, departe de școală. Înger, îngerașul meu, ce-mi te-a dat Dumnezeu, de școală mă ocrotește și de varicelă mă îmbolnăvește. Amin. Voi două ați scăpat, înseamnă că ați avut deja varicelă și nu mai aveți cum să faceți. Să nu uitați că sâmbătă e ziua mea, o să vină multă lume. O să fiu eu, voi două și atât. Mulți ani trăiască! Să-l probezi. Să lăsăm cadourile. Ți le dăm altă dată. Corect. Haideți mai bine să mâncăm tortul. Yay! Vrei să ne dea feliile tot prin gaura cheii? Nu putem ține petrecerea în felul acesta. Haideți o amânăm până când vom fi cu toții sănătoși. Stați! Până la urmă mi s-a îndeplinit dorința. Am făcut și eu o varicelă. Să înceapă petrecerea buboșilor! Yeah!